Dar înainte de Orbă și de meci vor fi jucătorii tineri. Păi dacă niciodată nu mornește și nu se întâmplă ceva, e ca cu zero. E. Eu tare vreau să văd cum se va întâmpla. Păi anul ăsta, anul ăsta, acum, cât în curând. E un frăbovăr, da. Păi adevărat, ce cu? Dar nu te-ai dus cu el, aha. Și acum unde e ceas? Unde e ceasul ăsta? Nu știu. De bani? Ai ceasul ăsta? Ara, ai ceasul ăsta? E două ore, e două ore sunt cu ăsta. Legende, legende. Legende, legende. Nu pot da banii. Din păcate, uite, din trupa asta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nu mai sunt, 6 nu mai sunt. Până aștept. Mutistule, tu semnezi aici, un mutist adevărat, doar, o suporte, serios. Bate pe, hai, unde e la tu? Căpăcelul magic. Hai să vină și domnul Bații să semneze și el undeva. Da, așa încerc, îi duce pe toți, nu mai putea să-i recupere. Da. Stai. Ăla-i cu Feyenoord-ul? Da, dar e o parte din antrenorul care a jucat această echipă, deci e vorba de Apel, Apel, din anii 70, pe care eram eu copil pe vremea aia și politicienii noștri de atunci zicea că avem un alt stadion în altă locație, unde o să poate juca UTA, altă dată, dar nu acum. Și aici acolo au meci ăștia, au ustră și am luat cu la rost. Ne-a bații! Hai, te rog aici! Hai să semnează aici undeva! A, nu, eu semnez de aici. Nu, jos aici. Ba. Insist. Aici. Jos, mă, semnat pe noi, acolo. De ce e semnat pe nume și aici? Bații și cu pac. Aici, ai jucat pentru... S-au sus. O să vină și acolo. S-au sus. E semnat aici pe nume, știi? Aici fiecare semnează pe nume. Dar e jos, jucătorii de luta. Acolo? După numele lor. Păi, acum ai jos. Unde e acolo? Cred că plătesc. Mare și... Să vă rog, care juca la luta. A plecat Cigorescu, ca Grigorescu. Ne-a bine, stai acolo. Hai să stăm, facem. Ne-a Gigi, hai să facem aici o poză. Putistule, vine acolo. Foarte tare.